The Wanted, glad you came, s-auzi la 9 și 30 de minute. Elena Gheorghe în studioul București FM pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro live. Sunt bucuros că ai venit, suntem bucuroși. Salut, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, bună dimineața! Am auzit aici niște povești pe la 4 jumătate dimineața, eu la 7 și tu tot la 4 jumătate da? Te-ai trezit, nu? Da. Mă rog, la 4 fără un sfert, dar pe la 4 și jumătate am început să deschid ochii. Până atunci am funcționat, știi cum, cum erau cele trei maimuțele. Una și acoperea ochii, una gura și una urechile. Cam așa suntem noi dimineața. Elena, bine că ai venit la noi, pentru că ne bucurăm foarte mult să avem premianți în studio. Te felicit pentru piesa anului trecut, conform galei premiilor muzicale Radio România. Foarte, cum să vă spun eu, dragilor, este o senzație așa un pic ciudată și plăcută, că încep să apară tineri, căci ești față de mine, ești tânără. Da, câți ani ai de ești așa de bătrân? Da, te rog mult, cu 5 mai mult decât tine? Cu 5 mai mult și deja te consider bătrân? Da, bineînțeles. Doamne ferește, suntem foarte tineri. Avem tineri de succes, avem tineri care merg până în Japonia și se bat japonezii pe ei să-i asculte, să-i întrebe, să se uite la ei. Asta este semn de succes și dacă țara poate nu merge cu totul cum ne-am dorit, fără îndoială că muzica românească a explodat în ultima perioadă. Și Elena Gheorghe este un exponent al acestei explozii. Tocmai de-aia mă bucur că ai venit la București FM și vreau să începem cu acea vârstă de 3 ani când ai început să cânți. De unde ai talentul? Păi o să spun că și de la mama și de la tata, pentru că amândoi au voce și am început pe la 3 ani datorită mamei mele. De asta am avut ocazia să încep de atunci, mama fiind cântăreață de muzică populară, a văzut că îmi place să cânt și în momentul în care am ajuns pe scenă și lumea m-a apreciat și am auzit zgomotul aplauzelor și aprecierea oamenilor, mi-am dat seama că asta vreau să fac. Microb de binele. Exact, și odată ce intră microbul ăsta în sânge, e foarte greu să scap de el, e aproape imposibil. Și faptul că mama m-a învățat cu drag cântecul popular m-a ajutat foarte mult, deși pe la 10 ani am zis: mama, eu nu vreau să fac populară. Să vreau să te întreb, nu, dar vreau de ce ai mers în direcția aia? Muzică populară, pentru că îmi plăcea foarte mult muzica ușoară. Eram în fața televizorului la fiecare festival, prezentă la fiecare concurs, la Mamaia, nu pierdea niciun festival Mamaia, Eurovision și așa mai departe, și mă gândeam, oare o să ajung și eu vreodată în viața mea acolo? Ei, uite că... L-ai ajuns mult mai departe, mult da, mai departe. Dar e frumos să visezi și cu cât ai mai mult curaj ca visul să fie puternic și să ai, eu știu, o dorință așa mare, cu atât e mai bine pentru tine, pentru că odată fiind țelul pus, ușor, ușor urci scările și ajungi acolo. Și la un moment dat vezi că țelul inițial era doar treapta a treia și tu ai ajuns pe treapta numărul 100. E foarte bine. Între 2002 și 2006 ai fost vocalista trupei Mandinga. Ați mers și la Eurovision, ați fost de nota 10. Ce a reprezentat pentru tine? La un moment dat simțeai nevoia să ieși dintr-o carieră solo, să intri în grup? A fost de fapt din 2003, dacă nu mă înșel, până în 2006. Au fost 3 ani de Mandinga, asta știu sigur. Pentru mine a fost o ocazie extraordinară să cânt alături de ei. Noi ne-am întâlnit undeva la Balul Bobocilor de la Dinu Lipati și chiar râdeam mai devreme și spuneam, uite cum mi se pare când am intrat pe culoarul radioului, am zis, vai, deci nu-mi vine să cred, arată ca Dinu Lipati, toată lumea cu instrumentele în spate, șușotind, hai să intrăm, știi, și foarte multe uși, am zis, am venit la Dinu Lipati, a fost foarte drăguț. Și m-au preluat, ca să zic, de la Balul Bobocilor, pentru că eu acolo am cântat, da, la proba de aptitudine am cântat, că altceva mai bun de atât nu știam să fac. Ei au fost foarte încântați de mine. Am început perioada cu Mandinga. A fost primul proiect din România pe partea de latino, de salsa. Da. A fost atunci chiar o explozie. A fost explozie, dar bine, a fost nebunie. A fost nebunie. O nebunie frumoasă, exact, într-adevăr. Exact. Și am reușit să... împreună cu albumul Soarele Meu să vindem foarte multe unități. A fost un album. Ați primit și un disc de platină? Da. Și după 3 ani de zile, ei vreau să facă ceva mult prea tradițional, adică vreau oarecum să meargă pe... Direcția aceea, America de Sud. Exact, da. Iar eu am crezut că
nu asta e cazul să fac în România, da. Și mi-am dorit să merg într-adevăr cu influență latino, dar să fie oarecum și muzica românească, adică să fie un pic de pop, să nu o ducem chiar atât de ce tradițional. Bine ales. Ce bine ales. Și atunci ei au mers pe drumul lor, eu pe drumul meu, și fiecare a făcut ce a crezut. Spune-mi cum a fost experiența ta la Eurovision, pentru că în legătură cu acest concurs auzim de toate. În fiecare an e unul foarte fericit, așa, unul foarte supărat și mulți la mijloc, într-adevăr. Da. Cum a fost Eurovisionul pentru tine? Pentru mine a fost o experiență foarte plăcută, pentru că am reușit să cânt unui public numeros. Am avut ocazia ca Eurovisionul să fie la Moscova și a fost într-adevăr un show extraordinar. Niște oameni care au vrut să arate cât de puternică este Rusia și au făcut un adevărat show din chestia asta. Am avut concurență foarte puternică. Am întâlnit-o pe Patricia Cas, care a concurat cu mine în anul respectiv. Ce să zic, au fost foarte multe chestii care m-au ajutat, de la emoția pe care o trăiești acolo. Gândește-te așa, mulți suporteri, da. Stadion, firesc. Exact așa era senzația, deci dacă n-aveai in ear, era clar că nu înțelegi ce se întâmpla. Habar n-aveai că trebuie să cânți. Da. Habar n-aveai că nu ești pe stadion, pentru că toată lumea se manifesta ca pe stadion. Urlau, țipau, aveau tot felul de trompete. Asta e o chestiune foarte ca lumea, dacă mă gândesc, decât să fie ca la academie. Nu, eu zic din punct, adică eu zic te că ajută, e partea că foarte mișto. Indiferent cât ai tremurat atunci sau nu în sufletul tău, când ai ieșit de pe scenă, ai fost altfel, nu? Te-ai încărcat, pentru că era o senzație de super apreciere la modul ăla. Wow! Toată lumea zipa! Extaz, că nu-mi venea. Da, a fost o experiență frumoasă, din care am avut de învățat clar, și una dintre cele mai mari, să zic, provocări a fost să trec peste acea emoție îngrozitor de mare, pentru că îți reprezinți țara, pentru că concurența era super strânsă, pentru că exista un public numeros care, ți-am zis, se manifesta ca pe stadion, iar tu trebuia să fii concentrată. Să fii concentrată, să obții și rezultate. Și să obții și rezultate. Da, ți-am zis, mi-a plăcut. Ți-ai reprezentat țara și în concerte din astea, turnee cu adevărat exotice. Vorbeam despre Japonia ceva mai devreme. Da. Și ne spuneai că sunt foarte punctual și că sunt din viitor. Exact asta e expresia, da, pe care ai folosit-o. Ți-am zis, eu am avut senzația că am plecat cu mașina timpului și că am ajuns undeva într-o țară peste 50 de ani. Totul era computerizat, oamenii purtau măști pe față. Inițial, când am ajuns în avion și am văzut toți asiatici, toți cu moși pe față, m-am panicat, am zis, Doamne, unde merg? Ce o să pățesc? Voi muri? Asta a fost reacția, prima reacție. După care am ajuns acolo și mi-am dat seama cât de ordonați, organizați, cât de punctuali, cât de spiritual sunt ei ca și nație. Unde ai stat în Japonia? În Japonia am stat chiar în centru. Nu mai țin minte exact cum se numea hotelul, dar știu că în Tokyo și în Osaka am avut concerte. Iar prin hotelul în care stăteam noi trecea trenul. Wow. Exact, da. Și nu se auzea nimic, asta era ciudat. Și noi stăteam undeva la cred că la 36, la etajul 36. Păi fii atentă, nici prin București nu mai trece trenul. Nu, 56, trenul. Iartă-mă, 56. Nici prin București nu mai trece trenul, că nu mai merge, că la nu mai contează. Aveam o știre astăzi, în anii 70 în Franța, a fost lansat primul TGV, știi, tren de gran vitez. Ei bine, noi n-am ajuns nici ca în Franța, nici ca în Japonia, tu ai spus 50 de ani în viitor. Ești optimistă. Eu zic că în 50 de ani noi nu ajungem din urmă pe japonezi. Eu ne povesteai și de punctualitatea lor, că era totul la secundă, dar la secundă, la secundă. Și știu că ministrul transporturilor, cu puțin timp înainte să ajung eu acolo, a fost, și-a dat demisia pentru că trenurile au avut întârziere de 7 minute. Wow. Ceea ce mi s-a părut am zis, Doamne, 7 minute, hai domne, orele și spertul academic. Plecați acasă, măi băieți, exact. Da. Cât de mult ți se potrivește o astfel de atmosferă, de seriozitate, de punctualitate, de tot făcut la secundă,
ție ca artist, prin comparație cu noi, românii, mai balcanici, mai latini, unde preferi să cânti, dincolo de faptul că sufletește, na, ești româncă și ai trage aici? Normal că mi-aș dori să fiu mai organizat, pentru că asta nu m-ar ajuta numai pe mine, ar ajuta pe toată lumea și am putea să facem mult mai multe lucruri, să le facem mult mai bine, am evolua. E clar, dar să știi că mi-a fost greu să mă adaptez la perfecțiunea asta. Mi-a fost greu pentru că eram obișnuită oarecum, cum se întâmplă la noi în țară, lumea e mai relaxată. Acolo era totul strict, punctual. Acolo arta are șabloane? Cred că ar fi undeva la mijloc, dacă mă întreb pe mine. O combinație. Adică să fie oarecum relaxarea pe care noi avem, dar seriozitatea lor. Și undeva la mijloc să se întâlnească lucrurile astea. Ce frumos ar fi. Spune-mi, te rog, care a fost cel mai ciudat concert al tău? Sau o chestiune de nu ne-am gândit noi că ți s-a întâmplat? Ai o carieră de asemenea natură. Nu știu ce să zic. Mi s-a părut super ciudat că am ajuns în Japonia și oamenii aveau dicționare și îmi spuneau că mă iubesc în limba română. Și săracii, îți dai seama cum poceau limba noastră. Nu mai știu, a fost așa o chestie. Și mi s-a mai părut ciudat că, de exemplu, în Spania, unde am foarte des concerte, ei mi-au învățat piesa Echo. Adică ei au învățat de dragul meu o piesă în română și organizatorii au zis, măi, hai să cântăm și o piesă de-a ta, pentru că celor de aici le place piesa asta. Și am cântat-o și au cântat alături de mine, adică mi se părea totuși super ciudat să mă duc într-o țară străină și ei să vorbească limba noastră. Totuși e un sentiment foarte frumos. Da, la modul ăsta. Și cu atât mai mândru mă simt eu, care n-am nici talent, nici voce, nici nu cânt și uite o româncă de-a mea îi face pe spaniol să învețe pe afară. Apropo de Ecola, începutul lui 2013 a fost vreme de 8 săptămâni, deci vreo 2 luni, cea mai difuzată piesă din România. Asta ți-o spun sigur că e vorba de un soft. Asta. Și apropo de piese de ale tale premiate, tocmai de aceea ascultăm acum Mama Mia pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro, pentru că este piesa anului 2014 aici la noi la Radio România. Oh, Mama Mia. His name is Tony. He's from Milano. He whispers softly in my ears in Italiano. He never leaves me, 'cause I'm his Cinderella. He says that I'm his only one and molto bella. He follows everywhere I go and calls me baby. This little gigolo has got me going crazy. I just can't get him off my mind, he's so amazing. My heart says yes, my mind says no, just let him go, go, go. Oh mamma mia, he's Italiano. He's gonna tell me a million lies. Oh mamma mia, he's Italiano. I know the way when I look in his eyes. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ay ay ay. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ay ay ay. He says I love you, girl, let me touch you. Mama told me that Italians are macho. He says, come love me, don't listen to your mama. And I just hope that he's not gonna end in drama. He follows everywhere I go and calls me baby. This little gigolo has got me going crazy. I just can't get him off my mind, he's so amazing. My heart says yes, my mind says no, just let him go, go, go. Oh mamma mia, he's Italiano. Oh,
Ce bine sună această piesă. Piesa anului 2014 la Radio România. Mama Mia, Elena Gheorghe în studioul București FM, live pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro. Lăsăm un pic a ta carieră muzicală de o parte și vorbim despre ovul, Elena. Te-ai născut, ai crescut în București. Spune-mi, cum ți se pare București? Îți place, da sau nu? Îmi place. De ce îți place? Îmi place pentru că este agitat ca și mine. Ce tare! Îmi place pentru că aici se întâmplă foarte multe lucruri. Mi-e ușor oarecum să ajung la televiziune, la radio. Dacă aș fi trăit într-un oraș de lângă București, ar fi fost mai complicat cu transportul. Că știi că la noi totul se rezumă la trafic și așa mai departe. 7 minute în japonez? Da. Deci îmi place. Bineînțeles că mai sunt lucruri pe care am putea să le punem la punct, da. Sunt, dar cu toate astea, mă bucur să văd foarte mulți străini, foarte mulți japonezi, foarte mulți asiatici care vin cu aparatul lor foto și nu se mai opresc. Și se duc cam toți pe la Casa Poporului. Și, da, și prin centru vechi. Casa Poporului și peste tot. Sunt pur și simplu uimiți de arhitectură, de oameni, pentru că și eu când am mers în Japonia, nu-ți imagina că eram super celebră acum și mergeam pe străzi și toată lumea, mamă, Elena, Gheorghe și așa mai departe. Nu, mă cunoșteau oamenii, mai ales tineretul, dar ei se uitau foarte cu admirație, ca să zic așa, la mine, pentru că eu eram din Europa. European, și da. Nu aveam ochi așa și aveam normal și aveam și gene. Care e zona ta preferată din București? Zona mea preferată din București. Bineînțeles unde stau eu, în Mihai Bravo, pentru că eu acolo am copilărit, acolo am crescut oarecum, mi-am petrecut adolescența. Eu uite unde era vecina mea. Vecina ta, nu? Da. Și pentru că mi se pare o zonă așa cu care... Îți vine lângă suflet, normal, da, că acolo da, exact, ai copilărit. Da, da, exact, da. Am multe amintiri. Am spus că ne-ai spus că ai moștenit talentul de la tatăl și de la mama ta. Din partea tatălui, tu ești din comunitatea de români, corect? Da. Cum se îmbină, cum Dumnezeu li se îmbină o cântăreață latino, plină de viață, așa, cu regulile foarte stricte ale acestei comunități? Cum te înțelegi? Păi trebuie. Regula trebuie. Ce să zic, tatăl meu n-a respectat în totalitate, cum să zic eu, cartea cu reguli, în sensul în care s-a căsătorit cu o ardeleancă, deși era interzis și, mă rog, au avut foarte multe discuții în familie și nu și-au vorbit până la mine și, în fine, unde dragoste este, nu ai cum să te dai în lături și să te pui așa de-a încurmezișul. Și pentru că s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru mine a fost oarecum mai ușor, deși bunica mea, adică mama tatălui meu, spunea tu să iei machedon, să te căsătorești, să ții la tradiție și așa mai departe. Eu în secunda în care m-am îndrăgostit și mi-am dat seama că el i-a alesul și am făcut pasul, nici măcar, îți dai seama că nu, n-am stat să mă gândesc. N-am stat să mă gândesc, pur și simplu am făcut cunoștință cu Cornel, cu soțul meu. Ei i-a plăcut foarte mult de el, că e un tip așa super respectos și volubil și sociabil și așa mai departe. Și am zis, da mea, el va fi soțul meu, obișnuiește-te. Ea a fost încântată și uite că deja am depășit pragul cu reguli, da? Aveți de aici. Copii? Aveți? Avem un copil, avem un băiețel. Și am încercat să mențin tradiția, în sensul în care am încercat să îmbunătățesc partea muzicală. Eu am scos în 2008 un album, Lilicea Vreariei. Este primul album oficial scos în România, la o casă de discuri, adică profi așa, în A Română. El a prins foarte bine și a fost vândut nu numai comunității, ci și românilor. Și de multe ori se întâmplă când am petreceri private, românii să înceară să cântă o melodie machedonească. Da, pentru că ritmurile sunt altfel și prin într-adevăr, eu știu din experiență, exact, că am fost la o nuntă de celor de-ai voștri și muzica era altfel, te prindea bine de tot, da. Aveai sângele la balcanic, dar în sensul bun, în sensul frumos al cuvântului. Și chiar dacă nu pricepeam nicio iotă de acolo, dansai. Da, rupeam adidas și în picioare. Așa este, ritmul te face să dansezi. Și odată cu partea asta, cu dezvoltarea muzicii în comunitatea noastră, îți dai seama că toată lumea m-a apreciat, m-a recunoscut, a zis, domne, e de-a noastră, chiar dacă
nu s-a căsătorit cu un machedon și așa mai departe. Deci a rezolvat-o și pe asta. Dacă ne uităm la carieră, viață personală, înțelegere, ieșire un pic din reguli, cum era în Matrix, îndoim lingura un pic. Rămâne lingura, dar îndoim. Bun, viitorul. Asta știu că e întrebare șablon, dar pe bune, ce-ți mai propui? Da, cum să nu, tot timpul am câte ceva de făcut. Eu n-am timp să mă plictisesc, pentru că îmi place să muncesc și să dezvolt partea asta muzicală și, în general, îmi programez așa unele dorințe, da, dacă pot să numesc programare, mi le scriu acolo și stau și mă gândesc la ele cum să fac să ajung să se îndeplinească. Acum ne pregătim cu un nou single pe care sperăm să-l premiați și la anul, adică să dea Dumnezeu să fie din nou number one peste mări și țări. Un nou single pentru afară, da, și un nou single pentru România, pentru că sunt două piețe complet diferite și pentru că trebuie să-i ținem pe oameni în priză, corect. Da, pe ambele căi. Ai spus de dorințe că le vrei împlinite. Îmi împlinești și mie o dorință? Depinde. Stai să-mi scot bagheta. Aș vrea să te văd la seriile București FM, pentru că noi organizăm în Prohibition Club concerte cu cei care cântă muzică adevărat, evident, și tu ești una dintre ei. Promiți că vii? Mulțumesc. Vorbim detaliile toate să stabilim. Asta e promisiune? În direct, da, pe 98.3. Da, e promisiune, n-am ce să fac acum. Te-a prins. Elena, îți mulțumesc tare mult. Suntem mândri de tine și iubim muzica bună și tocmai de aceea te iubim pe tine. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc foarte mult și eu pentru premiu. A fost o surpriză super plăcută. Mulțumesc foarte mult Laurențiu Duță, el a produs această piesă. Mulțumesc Glens, cu Glens deja Mama Mia, Echo și În Bucăți au fost pe rând number one. Deci avem o chimie extraordinară. Și mulțumesc tuturor fanilor mei care îmi sunt alături și îmi scriu zilnic și sunt parte din succesul meu, pentru că fără ei n-aș fi avut succes și nu am succes. Clar. One big happy family. Aici la București FM pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro. E bine, ascultăm Mama Mia, piesa premiantă anului trecut la Radio România. Ascultăm și Mama, apoi tot Elena Gheorghe alături de F-Charm. Și mâine dimineața vă dăm întâlnire cu Bună Dimineața București. Evident, totul pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro. V-am pupat, ceau, ceau. O zi frumoasă.